eu sunt Corina și astăzi o să învățăm cum să facem aceste tipare pentru trandafiri, pentru că am primit foarte multe întrebări legate de cum se fac și mi-aș cerut tiparele. Indicat este să vi le faceți voi și o să vă arăt cum să le faceți, pentru că este foarte ușor și în felul acesta puteți să faceți câte mărimi doriți. Eu folosesc aceste tipare pentru a face trandafiri. Acest tipar de petală este folosit pentru acest model de trandafiri. Trandafiri aceștia îi folosesc atunci când fac buchete. Acest model de tipar îl folosesc pentru acest model de trandafir, modelul mai deschis. Iar acești trandafiri îi folosesc de regulă când fac acele panouri cu flori pe care le-ați văzut în videourile trecute. Pentru acest proiect vom avea nevoie de ceva rotund, carton, un pix și farfecă. Începem! Acest video și v-a fost de folos, nu uitați să dați un like și să vă abonați la pagina de YouTube, deoarece acolo postez prima oară videourile și ne vedem data viitoare. V-am pupat!